Trenul Regal a ajuns în gara Slatina cu o precizie de ceasornic elvețian. Principesa Margareta și principele Radu au coborât din tren pe covorul roșu în uralele mulțimii. Tineri îmbrăcați în straie populare i-au întâmpinat cu pâine și sare, iar un alt moment emoționant l-a reprezentat intonarea imnului României și a imnului regal. Altețele lor regale, însoțite și de principesa Maria, au primit cu căldură salutul autorităților prezente. Peronul neîncăpător i-a împiedicat pe foarte mulți dintre cei prezenți să-i vadă măcar pentru o clipă pe înalții oaspeți. Cu toate acestea, bucuria oamenilor a fost imensă. Istoria, ne întoarcem în istorie. Noi cei mai în vârstă o cunoaștem mai de mică. Și acum ne-a făcut mare plăcere să treacă și prin orașul nostru. Am fost fericit ca niciodată, parcă din ce în ce mai mult. Pe măsură ce trece timpul, într-o asemenea zi, parcă sunt din ce în ce mai fericit. Trăiesc zilele copilăriei mele. De mic l-am și văzut personal, eram clasele de liceu, prin clasa a treia sau a patra, mi-am bine aminte, când maestatea sa, tânăr fiind, a 20 de ani, a coborât din mașină lângă liceul meu, a avut o pană și a apăsat pe roată și spunea șoferului, mai dă-i. Am trăit zile fericite în monarhie. Foarte impresionant. Noi suntem regaliști și am fost emoționați că a sosit și la noi în oraș. Și când a cântat imnul, chiar am fost impresionați. Moment emoționant. Nu m-am așteptat că în Slatina sunt atâția oameni care să primească asemenea oameni. Pentru mine este un moment, cum să spun, unic. Se rescrie istoria și pentru județul nostru. Slătenerii nu au uitat regele și monarhia. Ce înseamnă pentru noastră monarhia? Singurul lucru care ne putea scăpa de vremurile astea urâte. Sunt foarte fericită că au venit atât de mulți slătineni în gară. Îmi pare rău că arhitectura gării este oarecum improprie unui asemenea eveniment. Dar sentimentul pe care îl ai când asculți imnul României, imnul regal, este extraordinar. Pentru noi, pentru slătineni, este o mândrie. Iată că și Slatina este înscrisă pe un traseu și acest traseu este un traseu care ne aduce aminte de istorie, ne aduce aminte de perioada în care România s-a modernizat. Această zi va rămâne memorabilă nu numai prin vizita altețelor regale, ci și pentru că românii au trăit ziua națională. Ziua de azi, ziua noastră națională, este cea mai importantă zi a poporului român. Nu sunt multe de spus, sunt de simțit. De simțit pentru că suntem toți români. Ziua a fost încununată într-adevăr de această vizită istorică. Este un respect pe care noi slătinenii și noi românilor datorăm casei regale. Nu pot să spun decât la mulți ani slătineni, la mulți ani români, la mulți ani România și la mulți ani casei regale. Trenul aducerii aminte a refăcut traseul Turnul Severin-București ca un omagiu adus regelui Carol I la 150 de ani de la venirea sa în țară.